pentru continuarea lucrărilor la conexiunea centurii Timișoara Nord cu centura Timișoara Sud. Începând de sâmbătă 10 august, se închide traficul pe breteaua de urcare de pe DN6 pe centura Timișoara Nord, pe relația Timișoara Aeroport, respectiv pe breteaua de coborâre de pe centura existentă între Remetea Mare-Lugoj, pe centura Timișoara Nord, pe direcția de deplasare dinspre Arad Aeroport, Timișoara spre Lugoj-București. Circulația rutieră va fi deviată prin sensul giratoriu situat pe DN6, strada Aeroport, DN6-Lugoj. Pe relația Timișoara DN6 Aeroport Arad, traficul va fi deviat prin sensul giratoriu de pe strada Aeroport. Pe relația Lugoj Aeroport Arad, traficul se va desfășura normal.